Mai mulți copii de la diferite școli și licee din județ au ales să-și petreacă vacanța de vară într-un mod inedit. Fie că au vrut să socializeze, să își facă prieteni sau să își descopere noi talente, ei s-au înscris la școala de vară pictură pe sticlă, ce se desfășoară la Biserica Sfântul Nectarie. Timp de 3 zile, copiii au avut de ales dintre mai multe picturi pe care apoi le-au transpus pe sticlă. În fiecare dintre cele 3 zile ale școlii de vară, înainte de a începe activitatea, copiii împreună cu profesorul coordonator își spun rugăciunile. Azi vreau să pictez de Sfântul Ioan Botezător. Și cum? Se pare greu? Se pare dificil? Da, e cam dificil. Îți place desenul în mod normal la școală? Da. E frumos, îmi place să desenez. Și de ce ai ales să vin la această școală de vară? Am ales să vin la această școală de vară deoarece mi s-a părut distractiv și am vrut să-mi dezvolt activitățile, adică să mai desenez. Eu am ales să vin la această școală de vară pentru că îmi place să desenez și vreau să învăț stiluri de artă noi și mi s-a părut fain să învăț să pictez pe sticlă. Până acum am făcut doar flori și m-am apucat și de o iconiță. Asta este prima iconiță pe care o pictez? Da. Poți să o arăți un pic cu o Sfânta Paraschivă. Eu desenez niște flori care le-am început ieri. Și cum ți se pare? Ți se pare greu să desenezi cu sticlă? Nu. Doar puțin când sunt icoane mi se par mai grele. Prima oară când desenezi pe sticlă? Am mai pictat ieri și alaltă, dar da. Cum e să pictați pe sticlă? Mi se pare greu? Da. Mi se pare mie greu, da. De ce? Că sunt multe detalii? Da, unul la mână sunt multe detalii, iar doi la mână nu prea se amprentează ca lumea culoarea. Și prima pictură pe care o faci, am mai pictat și ea? Am mai pintat și asta. Poți să-mi arăți la cameră? Mi-ai arăt și tu ce ai pictat acolo? Cine e acest sfânt? Îl știi? Nicolae. Wow. Și ți s-a părut greu să o faci? Că uite, sunt foarte multe detalii, foarte multe culori. Deoarece eu am mai pictat și nu e prima oară când pictez pe sticlă? Am mai pictat cu tata. De ce ai ales să fii aici? Pentru că a venit și prietena mea și pentru că pot să fac un lucru inedit pe care nu-l pot practica acasă. Fiindcă acasă n-am sticlă, n-am literalii și să învăț. E prima oară când pictez așa pe sticlă? Da, prima oară. Și cum ți se pare? E un pic mai complicat decât să pictez pe foaie, recunosc. Dar e foarte interesant, trebuie să fii foarte atent, să nu depășești, să usucă repede vopsea. Sunt multe detalii de respectat față de... Da, multe detalii. Școala de vară pictură pe sticlă se află la prima ediție. N-am încercat să le arăt copiilor diverse tehnici de lucru. Pictura pe sticlă nu înseamnă doar icoană pe sticlă. Pictura pe sticlă înseamnă și vitraliu. Ca și tehnică de lucru, această pictură o putem aborda din prisma culorilor speciale de sticlă, de vitraliu, culorilor de ulei, putem aplica și culori acrilice pe sticlă. Toate au texturi diferite. Școala de vară se încheie sâmbătă 29 iunie, când va fi premierea. Cei mai talentați și implicați copii vor primi cadouri din partea Bisericii Sfântul Nectarie.